Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi vă invităm la o drumeție pe Valea Cernei din județul Vâlcea, de la pensiunea Cerna, pe drumul forestier în jur de 5-6 km până la barieră, de la barieră pornim pe jos. Ia uite ce frumos se vede stânca! Ajung la cascada Moara Dracilor, au tăiat pe râ ca să pară a dacilor. Intenționăm să mergem așa pe firul apei, puțin mai sus. Să vedem ce surprize avem. Și acum să văd cum cred. Poate cade în apă. Păsta, păsta, păsta și păsta. Dar nu m-am udat. No, ești gustată. Ia să vedem. Am aflat că pe aici ar fi un traseu frumos. Nu este un traseu marcat, dar ne ținem așa de firul apei și vedem până unde putem ajunge. E și frumos peisajul. Acolo au fost niște ghiocei super, super, super fain. Opa! Ce fain! Nu e chiar moale. Bă, râul se cap pe ăsta. Te-ai cufundat în frunze. Da, păi, dar nici pe aici n-ai pe unde, că sunt bolovani ăștia mari. Dar pe unde? Printre stâncile astea mari? Ia uite ce sâncă e acolo. Și ai la altei măi mari. Wow! Așa e traseul pe ste bolovanii ăștia. Și acum să vedem cum trecem pe aici, pe sub Crengi. Era un film cu o drumeție și spunea să nu pui niciodată piciorul pe lemn uscat sau pe lemn în general, că poate să fie uscat și să-ți rupi piciorul.
De aia am încercat lemnul. Deci, pe piatră tare. Da. Da, fundul așa poți să-l pui pe bușteanul ăsta mare. Da. Să te odihnești? Da, poți. Dacă ești obosit. Ne-am așezat pe o băncuță. Da. Topogan. Hai să uite, dacă te duci acolo, te poți da pe topogan. Ajungi cu ajungi. Uite, scobește așa în el și te lei pe topogan. Ajungi cu pantalonii. După 50 de minute de acolo, de la cascadă, de la cascada Moara Dracilor, am ajuns la drumul forestier. Peisajul e superb, cu stânci, cu copăcei, cu brăduți și liniște, multă, multă liniște. Se mai aude așa câte o ciocănitoare din când în când sau câte o altă pasăre. Și fii atent, e arsă de soare picea, e mai albă înăuntru. Găurile alea, cine le-a făcut? Corbi. Corbi de piatră. Forestier Moliptu. Finalul acestei aventuri, dar călătoria noastră continuă pe acest canal. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut și vrei să te alături pentru mai multe călătorii uimitoare, nu uita să apeși butonul de abonare. Până data viitoare, păstrează spiritul aventurii viu. Toate cele bune, la revedere!